Salut. Bună ziua. Eu sunt vietnamez. Ne bucurăm foarte mult că ai venit la noi. Ce faci în Republica Moldova, în Chișinău? Eu sunt studentă la Universitatea de Stat. Eu studiez limba română și studiez jurnalist. Am venit să fac jurnalist în Moldova pentru că eu am primit bursa lui guvernament. Îmi place în Moldova, în orașul Chișinău, pentru că este liniște și oamenii în orașul Chișinău sunt prietenoși. Familia ta locuiesc în Vietnam, în provincia Bình Phước. Tatăl meu este muncitor și mama mea este profesor la primare. Eu am un frate și o soră. Eu vreau să plec în Vietnam pentru că doară principii și soră și fratele. Moldova có tài năng! Arată așa. Rằng hiến quân chút hàn toàn bom rơi, đường hiến ngang vượt qua chuồng qua suối, thêm bao nhiêu con đường lứa tuổi 20. Ai hôm nay là người buông lưới, mà nhìn chỉ mãi các tàu vào bờ, nhìn bên cạn lại nhớ ngày xưa, thương con đò cặp con sao đứng đợi, thả cuộc đời vì ngày hôm nay lên trang sách mới. Mulțumim. Vreau să te întreb, cum crezi că tu ai cântat? Ai cântat bine sau ai cântat? Eu cred că eu am cântat bine. Bine. Bravo! Asta e, bravo! Ai cântat bine! Dar eu pot să cântec în limba română. Hai să te auzim. Extraordinar. Ce plâng chitarele, strunele nebunele, studară felinare, ce ore au pierdut, pe strâng putește-m, doar ragote, ia chemă, chemă, pe cineva, ia chemă, chemă, pe cineva, fie fericiriste. Bravo! Vă mulțumesc! Mihai? Bună ziua! Bună! Emoțiile un pic ți-au încurcat astăzi, da? Dar în fond mie îmi place. E exotic. Eu pentru De ce plâng chitările îi spun da. Vă mulțumesc! Tania? Eu cu tot respectul pentru cultura vietnameză și cu o deosebită plăcere că ai venit. Din păcate, pentru cântat și performanță o să-ți spun nu. Îmi place foarte mult talentul tău. În primul rând, ești talentată că timp de 7 luni ai învățat limba română. Este un talent excepțional. Nu toți la noi asta o fac. De cântat, Tania are dreptate. Și totuși mi-ar place să te mai vedem, să vii la noi. Și spun și eu un da. Ne vedem! La revedere, ne vedem neapărat! Succes! Mulțumesc!